România se confruntă cu o adevărată provocare. Să găsească un profesionist care să știe meserie, să aibă abilități de comunicare și să lucreze eficient în echipă. Ca forță de muncă, România înregistrează un deficit de 600.000 de oameni. De ce se întâmplă acest lucru și, bineînțeles, care sunt soluțiile? Vom discuta în această seară la emisiunea Sub Lupă. Sunt Loredana Pop și vă invit să rămâneți aici pe A7 TV. Ne revedem în câteva momente. Imaginează-ți că vii acasă și îți dorești o schimbare. O schimbare în lumină și culoare. Rives îți oferă aceste vopseluri decorative de care ai nevoie. Vorbim despre apartamente. Vorbim despre acasă. Nu vorbim despre oțel, beton, cărămidă sau fier. Vorbim despre visuri împlinite și planuri de viitor. Nu vorbim despre blocuri, alei sau drumuri. Vorbim despre comunitate, despre viața pe care o aducem acestui oraș. Alege să faci parte din locul în care scriem viitorul pentru copiii noștri. Alege să le oferi copiilor tăi șansa de a-și transforma în realitate visurile, pentru că doar acasă visurile prin viață. Când o să fiu mare, vreau să mă fac doctor. Când o să fiu mare, o să vreau să mă fac coafeză. Când o să fiu mare, vreau să fiu doctoriță. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu polițist. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu pompier. Alege să faci din comunitățile Maurer Imobiliare acasă, iar visurile copiilor tăi vor deveni realitate. Investește azi în viitorul lor. Maurer Imobiliare. Constructorii de visuri. Dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Ceea ce am spus la începutul emisiunii este adevărat. Pe piață, forța de muncă este foarte scăzută la noi în țară. Mă uitam la știri și am citit, nu într-un loc, ci în mai multe locuri, că România trece prin cea mai gravă criză de forță de muncă din ultima perioadă. Și în 2017 a fost înregistrat un deficit foarte mare, dar se pare că în 2018 lucrurile s-au acutizat. Care sunt motivele pentru care nu se mai găsește forță de muncă? Și, bineînțeles, vrem să aflăm în această seară care sunt și soluțiile. Mulți dintre cei care caută să angajeze ajung să recruteze din afara țării, din Uniunea Europeană sau chiar din Asia. Un număr foarte mare de persoane vin de peste hotare la noi în țară pentru a lucra. În această seară, alături de mine în platou, am un invitat deosebit. Este vorba de Sorin Faur, care este fondator Academia de HR. Și prin intervenții telefonice o să vedeți că o să mai am câțiva invitați deosebiți. Și așa că în această seară, chiar în acest moment, îmi doresc să dați un share emisiunii pe care o urmăriți, pentru că vreau să urmărească cât mai multă lume. Este un subiect de actualitate, un subiect important care ne afectează pe fiecare în parte. Bună seara, Sorin, și bine ai venit în platoul emisiunii Sub Lupă. Bună seara, mulțumesc de invitație. Citeam foarte mult pe marginea acestui subiect și m-a cutremurat. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Angajatorii vor angajați, vor oameni care să știe meserie, să fie profesioniști și nu, efectiv, nu au pe cine să angajeze. Și aș vrea să citim niște lucruri înainte să lansez întrebările. Sunt experți de la Keys Finn care au făcut niște statistici și au ajuns la anumite concluzii și aș vrea să urmăriți împreună în timp ce citesc. Vă amintiți de 1 mai, de pe vremea epocii de aur,
Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră își amintește, mai ales cei care au trăit în acea perioadă, erau la maturitate. Televiziunea ne prezenta reportaje cu batalioane de muncitori în salopete, specializați în diverse industrii, focusați pe îndeplinirea planului cincinal stabilit de Nicolae Ceaușescu. Dincolo de propagandă, cert este că România acelor ani nu ducea lipsă de forță de muncă. Toată lumea era obligată să aibă un loc de muncă, iar școlile profesionale scoteau absolvenți pe bandă rulantă. 30 de ani mai târziu, 1 mai nu mai este deloc privită drept Ziua Internațională a Muncii, a devenit mai mult o sărbătoare turistică în care litoralul, pensiunile de la munte, ieșirile la grătar în pădure au ajuns să fie în prim plan. Muncitorii de odinioară fie s-au pensionat, fie au plecat în Occident în căutarea unei vieți mai bune. Se pare că soluția principală aceasta ar fi pentru fiecare. Dacă își dorește o viață mai bună, Occidentul este salvarea. Și aș vrea să mai citim ceva împreună, tot din partea experților de la Keys Finn. Bătălia pe salarii a ajuns la un nivel la care multe dintre firme nu mai pot concura. Un manager de vânzări a ajuns să coste 3-4 mii de euro plus bonusuri, nivel pe care multe dintre companii, cu excepția multinaționalelor, nu îl pot garanta. Astfel că mulți investitori au trecut la recrutarea de tineri încă de pe băncile facultății și oferirea de programe de training, în cele mai multe cazuri plătite. Iar firmele care au nevoie de muncitori calificați nu pentru funcții de conducere au ales să-și dezvolte propriile școli de meserii, calificarea la locul de muncă devenind o componentă esențială în business-ul actual. Hai să vedem dacă este adevărat. Într-adevăr, îmi amintesc că pe vremea, eu nici nu eram născută pe vremea aceea, părinții îmi povesteau că toți cei care ieșeau de pe băncile școlii aveau garantat un loc de muncă și o casă în anumite cazuri. Erau vremuri mai bune atunci să plângem după ele. Ce se întâmplă în momentul de față și de ce lumea preferă să plece în Occident? Da, cauzele deficitului, atunci într-adevăr, doar dacă nu vrei de muncă, era, nu găseai. Astăzi însă problema este mult mai complexă pentru că vorbim de o evoluție tehnologică și vorbim de deficit de personal și deficit de talente. Aș face o deosebire. Deficit de talente înseamnă că nu găsești oameni cu calificările necesare. Deficit de personal înseamnă că nu găsești oameni deloc. Iar noi ne aflăm în ambele situații, din păcate una decurge din alta. Nu avem talente, dar în primul rând nu avem personal, pentru că suntem a doua țară din lume ca exod, ca migrație de populație după Siria și, din păcate, asta s-a întâmplat, sigur, de-a lungul a 10 ani, din 2007, procesul ăsta s-a acutizat până în prezent, avem, statisticile variază, între 3,5 și 4,5 milioane de români plecați afară, sigur că unii pleacă, unii se întorc, sunt sezonieri și atunci, sigur, și statisticile fluctuează, dar, în esență, avem, da, aproximativ 4 milioane de români plecați afară și gândiți-vă ce înseamnă asta. Înseamnă o presiune enormă pe piața de muncă din România, pentru că în afară de faptul că nu găsești oameni, nu găsești nici talente și calificări, hai să ne uităm cât a evoluat tehnologia în ultima vreme și de câte competențe sunt nevoie în plus noi nouțe, de care acum, să zicem, 5 ani nici nu ne gândeam că am avea nevoie. Ne uităm la social media, ne uităm la cloud, de exemplu. Cloud, acum 5 ani erau doar norii de pe cer, nu? Acum este o tehnologie întreagă, o industrie întreagă uriașă cu specialiști în IT și în depozitarea de informații în cloud, care erau pur și simplu de imaginat acum 5 ani. Ei bine, vorbind de aceste meserii noi, unde le găsești? Înainte, să zicem că aveai o plasă de siguranță, aveai o mulțime de oameni care puteai să extragi diverse talente pe care, să zicem, le formai și erau mai aproape de țelul tău. Astăzi, dacă nu mai care nici oameni, nu mai ai de unde îi scoți. Dar aș vrea să închei răspunsul la această întrebare mai punctând o mică problemă. Nu doar că lipsesc oameni și lipsesc talente, dar e și vina companiilor că nu știu să atragă talente. Adică, pe de o parte, da, bazinul de recrutare s-a restrâns și avem mai puțini oameni disponibili în țară pentru diverse activități. Pe de altă parte, nici de partea asta la altă, cu atât mai mult cu cât pulul de candidați la care avem acces este mai mic, nu există soluții corecte de atragere. Dacă ar fi să fac o comparație cu un lac, să zicem, am avea 20 de pescari care pescuiesc și în lac ar fi foarte puțin pești. Ei bine, ca să prinzi pești, ar trebui să fii un pescar foarte bun, nu foarte prost. Și atunci, odată în plus, trebuie ca multe dintre companiile de astăzi să-și pună la punct procesele de recrutare, să facă o eficientizare a activităților de recrutare, pentru că, de fapt, nu o fac cum trebuie, o fac acum 15 ani și nu mai funcționează.
Dragi prieteni, aș vrea să știți două vorbe despre Sorin, pentru că nu v-am zis la început, tocmai pentru că am vrut să aștept să vă strângeți într-un număr mai mare. Sorin are peste 18 ani de experiență în domeniul resurselor umane și a fost implicat în proiecte foarte importante și complexe de consultanță și management în mai multe arii. De aceea, el este măsură să ne spună în această seară cum stă treaba pe partea de resurse umane, pe partea de tineri care urmează să se angajeze, pentru că exact asta aș vrea să urmărim în următorul moment, ce se întâmplă cu tinerii de la noi din țară. Aș vrea să vedem împreună o imagine care ne arată tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, care nu sunt nici angajați, care nici nu urmează vreun curs facultate sau liceu, facultate mai degrabă la această vârstă, și nu fac niciun training. Este vorba de o statistică Eurostat din anul 2017, pe care o să o vedem împreună. Sunt mai multe țări enumerate acolo și vedem că și România se află printre acele țări cu volum mai ridicat. Este destul de complicat să vedem că tineri, foarte mulți tineri, nu lucrează. România se află de altfel pe locul 3. Haideți să vedem împreună niște statistici, să vedem cât de gravă este situația de fapt. Unul din 5 români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani nu urmau vreo formă de învățământ și nici nu aveau un loc de muncă în anul 2017, potrivit celor mai recente date Eurostat disponibile. Sper să putem să urmărim împreună. Exact. Și 23,8% dintre femeile cu vârste între 18 și 24 de ani nu învățau și nici nu lucrau, în timp ce la bărbați procentajul era de 15,1%. Și aș vrea să urmărim această chestiune. Mi se pare destul de alarmant ca tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani să nu lucreze. Mai mult de 20% este totuși un procent destul de mare. De ce se întâmplă acest lucru? Da, vedeți, chiar ați pus în contrast un paradox interesant. Pe de o parte, avem cel mai mare deficit de personal, practic, din după Revoluție, exact. Suntem la 72% din companii, în momentul de față declară, conform unor studii, 72% din companii că au dificultăți în a atrage oameni. Suntem a treia țară din lume după Taiwan și după Japonia ca deficit de personal, pe de o parte. Pe de altă parte, iată, sunt 20% din această populație tânără cu vârstă perfectă pentru a munci sau pentru a-și pune în valoare talentele, care nu lucrează. Nici nu studiază, ca zicem că într-o formă de învățământ și ar avea o scuză, să zicem, de ce nu muncește, pentru că sunt student sau elev sau într-o altă formă de învățământ. Situația asta paradoxală, sigur, se explică, spuneam, din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, aici vorbim de un mix de populație rurală în zonele defavorizate, care, pe de o parte, nu au acces la educație și, deși au vârsta necesară, s-ar putea să fie subcalificați pe anumite zone. Pe de altă parte, sunt puține motive pentru companii să se ducă să-i atragă, pentru că sunt, spuneam, niște zone mai depărtate, poate în diverse sate și așa mai departe. Deși, de aia spuneam că este și vina și companiilor. Dacă s-ar strădui mai mult, dacă și-ar pune la punct programele de attraction, să atragă mai multe talente, dacă ar face, unele dintre ele fac efortul, e adevărat, deci nu aș vrea să generalizez, dar multe altele nu fac. Pentru că de aceea avem această populație, nu? Sincer, haideți să ne uităm, de ce nu lucrează acești oameni? Părerea mea și studiile arată și experiența și programele noastre și proiectele în care suntem implicați. Nu lucrează pentru că, de fapt, nu îi atrage nimeni. Nevoia ar avea, nu? Din ce trăiesc? Nu putem presupune că toți trăiesc din banii părinților sau... Sigur, o parte din acești tineri poate că au resurse financiare din partea părinților. N-au nevoie să muncească, nu-și doresc să muncească pentru că au pus deoparte niște resurse. Dar nu putem presupune că toți sunt în această situație. Ba din contră, cea mai mare parte nu sunt în această situație. În consecință, nu cred că nevoia de a munci lipsește, în sensul că eu n-am nevoie, stau acasă pe banii părinților eventual și eventual mă apuc să muncesc mai târziu sau până acum n-a fost necesar. Cred că mai degrabă nouă ofertă competitivă și nu i-a adresat nimeni corespunzător. Este un pool de candidați extrem de valoros pe care putem accesa și una dintre soluțiile la care se poate recurge, nu e simplu, că dacă era simplu era făcută până acum, dar nici complicată sau imposibilă, la care se poate recurge, spuneam, pentru a calma puțin deficitul de personal. Am citit tot un studiu și
O concluzie a experților de la KISFIN ar fi că HIBA se află la sistemul de educație și aș vrea să citim împreună. Sistemul de educație, așa cum este el croit în prezent, este complet inutil în fața provocărilor din piața muncii. Încă se scot pe bandă rulantă generații de șomeri cu diplomă de absolvenți de liceu și universitate care nu sunt conectați la realitățile economice. Pe de o parte asta, dar pe de altă parte știu un lucru cu care se confruntă tineri în ziua de astăzi, li se cere experiență. Da. Și aici partea cu experiența, cum poți să ai experiență dacă de-abia ai terminat liceu sau facultate? Acum se cere experiență, dar am auzit și de cazuri în care angajatorii spuneau are două mâini, are două picioare, îl iau. Deci din acest punct de vedere trebuie să vedem, pentru anumite zone se cere experiență și acolo vorbim de deficit de talent, spuneam, oameni cu anumite calificări pe care dacă nu le ai pur și simplu nu poți face jobul. Sigur că multe companii au programe de formare la locul de muncă, știi, nu știi, te învăț eu. Cam asta este mecanismul și investesc foarte mult în trainingul acestei inițiale de formare. Pe de altă parte, în anumite zone e foarte greu să investești pentru că trebuie să te bazezi pe educația pe care tânărul sau tânăra a acumulat-o deja în ani de zile. E foarte greu să formezi anumite abilități de la zero, chiar de la zero. Trebuie să iei de undeva. Și dacă educația nu și-a făcut treaba și dacă vorbim de o rată mare, am văzut de absenteism acum la capacitate, sau dacă vorbim de o rată mică de absolvire la bacalaureat, care în ultimii ani s-a menținut undeva în jur la 65%, nu ne mirăm de ce o parte a acești tineri care, iată, n-au studiile finalizate și așa mai departe, nu sunt atractivi. Iar apropo de experiență, deci aș spune că lipsa de experiență în momentul de față nu mai e chiar atât de mare dezavantaj. E un dezavantaj pentru zonele în care ai nevoie de o calificare inițială, dar pentru celelalte companii ne fac eforturi de a te forma. Iar pentru tine, totuși, care își doresc să lucreze și în ciuda experienței au aceste ambiții, atunci soluțiile sunt multiple astăzi, oricum mult mai mult decât în trecut. De ce? Pentru că aceeași nevoie și necesitate de personal care generează această situație de care vorbim astăzi face ca unele companii, și sigur există proiecte multiple, ca unele companii să ofere programe de internship, să ofere șansa de a lucra pentru o lună, două, trei de vară sau de probă în anumite companii, fără să aibă prea multe pretenții de la tine. Pentru că nici joburile sunt pretențioase, dar îți faci un CV, îți faci o experiență, îți faci un trecut profesional. Apoi poți să mai faci, sigur, proiecte de voluntariat, poate nu sunt atractive, dar reprezintă un istoric, înveți foarte multe lucruri. Atractiv din punct de vedere financiar, în sensul că nu câștigi neapărat bani acolo, din moment ce sunt de voluntariat. Însă experiența este neprețuită. Contactele pe care le dezvolți, faptul că intri în sfera de atenție a unor angajatori, faptul că intri în contact cu oameni care te pot evalua și îți dau referințe apoi, referințe care apoi contează la angajare. Sigur, de la caz la caz, însă soluții există pentru cei lipsiți de experiență astăzi, din cauza acestui deficit. În trecut nu se obosea nimeni să zicem, formeze tineri fără experiență din moment ce avea de unde culege. Astăzi însă, am spuneam, tensiunea este atât de mare pe piața muncii încât toată lumea are o șansă și doar cei care nu vor să muncească sau, să zicem, sunt mai lenți în a lua aceste decizii, nu găsesc până la urmă. Dragi prieteni, vă reamintesc că urmăriți emisiunea Sub Lupă. Subiectul din această seară este de actualitate, deficitul de forță de muncă de la noi din țară. Am vorbit puțin despre tineri, de ce nu lucrează tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, un procent foarte mare, aproape 20%. Rămâneți aici pe A7 TV, imediat avem noi statistici și alte lucruri foarte interesante pe care să le discutăm. Iată, România în momentul de față înregistrează un deficit de 600.000 de oameni ca forță de muncă. Și aș vrea să vedem care este problema, de ce lumea nu lucrează sau de ce lumea preferă să plece în alte părți. Și imediat aș vrea să urmărim un material făcut de colegii mei, Loredana Cârlan și Iosif Popescu. Au fost pe stradă și au întrebat câteva persoane dacă ar avea ocazia să plece din țară, ce ar alege? Haideți să urmărim împreună materialul. Dacă vi s-ar oferi ocazia să plecați să lucrați în altă țară, v-ați duce? Da, cu siguranță m-aș duce, deoarece, având în vedere situația politică a României, cu greu mai îți vine să rămâi în țară, să faci ceva, indiferent de ce facultate ai face, consider. Voiam să plec cu facultatea în afară, dar după cum bine știe toată lumea, probabil
din punct de vedere economic nu prea se poate rezolva acest fapt. Deci dacă mi s-ar arăta o asemenea ocazie, aș fugi imediat. Pentru că ar fi mai bine? Mult mai bine. Dar după ce aș realiza o carieră drăguță acolo, să spunem, m-aș reîntoarce în țară. Fiindcă până la urmă rămâne țara mea de suflet și spiritul patriotic rămâne aici. Nu, nu m-aș duce pentru că am muncit foarte mult și o să am o meserie care mă determină să rămân în țară. Probabil dacă aș fi făcut o altă facultate, aș fi fost determinată să muncesc într-o altă țară, dar am muncit și vreau să rămân aici. Da, pentru că România nu oferă condiții necesare de muncă. Banii nu sunt cum ar trebui să fie. Nu, efectiv nu reprezintă o modalitate de viață, zic așa, ok, față de ceea ce este în afară. În afară sunt salariile mult mai ok. Și dacă ne uităm puțin, și benzina este mult mai scump față de restul țărilor. Mâncarea la fel, chiriile aproximativ la fel, să spunem că sunt. Dar da, în principiu chiar aș pleca. Dacă vi s-ar oferi ocazia să plecați să lucrați în altă țară, v-ați duce? Nu, sunt patriot înrăit. De ce? Mi oferă altă țară, mi oferă și țara mea. Ori dacă aș pleca, ar trebui să am cheltuieli în plus, sunt printre străini. Aici, în țară, am adevărați prieteni, familia. Nu, în niciun caz. Evident că părerile sunt împărțite. Eșantionul luat de noi nu este relevant, dar cu siguranță cei care aleg să plece sunt mult mai mulți. De ce lumea pleacă din țară? De ce fug de România? Și mai ales aducerea forței de muncă din exterior, mai ales din partea Asiei, este o soluție? Da, pleacă foarte mulți. Dacă uităm pe statistici, spuneam de ce aproape 4 milioane de români, numai anul trecut au plecat 210.000 de oameni, cam 17.000-18.000 pe lună, ceea ce înseamnă enorm. Și evident au plecat din segmentul pe care dumneavoastră l-ați arătat, 18-30 ceva de ani, cam așa. De ce pleacă pe acest segment? Pentru că, sigur, n-au obligații, e mult mai simplu să pleci când ești tânăr, n-ai casă, n-ai familie, poate n-ai niciun job încă, te gândești și pleci de afară, pleci afară de la zero. Din punctul de vedere, pierdem o populație extrem de talentată și cu mult potențial, pentru că este în putere, are alfabetizare tehnologică, nu digitală și așa mai departe. De ce pleacă afară? Din multe motive, evident. Unii din cauza situației sociale, alții pentru că își doresc mai mult, sunt ambițioși, alții pentru că au rude deja afară și prieteni și sunt comunități de români care atrag alți români să vină. E mult mai simplu să pleci decât în trecut. E mult mai simplu pentru că ai pe cineva în Spania, în Italia, în Anglia. Vină la noi că știm cum e, uite, îți aranjăm, avem locuință, avem angajatorul, uite aici vorbim, imediat. Se aranjează, deja sunt rețele informale făcute care ajută românii care vor să plece să se aclimatizeze acolo, să se acomodeze acolo. Și atunci, evident, această barieră psihologică, băi, plec printre străini, nu știu nimic, cum o fi pe acolo, e greu până mă adaptez, este foarte mult diluată. Pe de altă parte, oamenii plecă pentru că, sigur, există acest miraj pe care îl oferă o societate vestică mai dezvoltată, nivelul de civilizație și așa mai departe. În România însă încercăm să acoperim acest deficit aducând din Asia mișcare pe care o fac și statele vestice. By the way, că nu suntem singurii care aduc din Asia. Se aduce din Asia și vin din Asia foarte mulți oameni în Germania, în Italia și peste tot, în state la fel. Adică, și de ce vin de acolo? Pentru că este o soluție ieftină, pentru că acolo salariile sunt de 10 ori mai mici decât în România și costul forței de muncă este infim față de ce avem aici sau față de ce este mai ales în statele vestice. Și atunci normal că devine. Numai că această soluție nu este aplicabilă pe scară largă. Există niște cote anuale stabilite de statul român care nu pot fi depășite. Procedurile birocratice referitoare la aducerea de... Ne cer niște avize, practic. Avizele respective se obțin greu, durează 2-3 luni până le obții, e foarte multă birocrație și până la urmă, din cauza acestor proceduri și procese care trebuie îndeplinite, costul forței de muncă ajunge să fie foarte mare. Ajunge să fie foarte mare, da. Vă întrerup puțin pentru că aș vrea să urmărim împreună o statistică și imediat, în legătură directă, avem pe cineva care s-a mutat de la noi din țară, locuiește în altă țară, să aflăm motivele pentru care a plecat. Haideți să vedem statistica.
Sunt 4,7 milioane de salariați cu acte în regulă, din 8 milioane care fac parte din populația ocupată, iar alți 3 milioane de oameni au plecat în străinătate. 3 milioane sunt plecați. În legătură directă cu noi este Marius Gianu. Bună seara, ne auziți? Bună seara, domnul Marius. Știu că atunci când locuiați la noi în țară, erați profesor. Puteți să ne spuneți de cât timp sunteți plecat, unde și ce ocupație aveți acolo unde sunteți? Plecat aproximativ 7 ani. Mers în Anglia. Așa. Și aici sunt pe taxi. Lucrați pe taxi. Spuneți-mi, care a fost motivul pentru care ați părăsit țara noastră cu o meserie atât de frumoasă de profesor pentru a ajunge în Anglia să lucrați în taxi? Meseria era frumoasă, nu-i vorba de asta. Însă motivele pe care au fost motive financiare. Sigur, eu n-am plecat din învățământ, din școală, atunci când am venit în Anglia. Am părăsit sistemul mult mai devreme, cu vreo 80 ani înainte de a veni cu armă, tot din motive financiare, bineînțeles. Aveți în plan să vă întoarceți la noi în țară sau acolo v-ați făcut un rost și o considerați noua dumneavoastră casă, Anglia? Există, din punctul meu de vedere, posibilitatea revenirii în țară, însă aici există două aspecte. Care sunt acestea? Dacă din punct de vedere personal m-aș putea regăsi în România, din punct de vedere economic cel puțin, așa ca aici, aș fi dispus să revin. În al doilea rând, aspectul familial, sunt copiii care sunt deja aici, care urmează școli aici, au integrat în societate și reîntoarcerea acasă pune niște probleme deja. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția telefonică și vă dorim foarte mult succes acolo, cu toate că România totuși rămâne, cred, în inima dumneavoastră. Mulțumesc mult, mi-a făcut plăcere să vorbim. Imediat în legătură directă o să mai avem pe cineva care tot așa este plecat în altă țară. Vreau să aflăm, bineînțeles, ce meserie ocupă acolo și care au fost motivele, pentru că sigur sunt anumite motive care te determină să pleci. Am auzit la domnul Gianu motivul, partea financiară. Aici existau niște probleme din punct de vedere financiar și în altă țară aceste probleme au fost rezolvate. Și încă un lucru care mă interesează și ați văzut că l-am întrebat și pe domnul Gianu, dacă mai vor să se întoarcă. Pentru cei mai mulți dintre cei plecați, și am văzut în statistică 3 milioane de oameni sunt plecați, pentru cei mai mulți, noua țară devine țara mamă, țara unde vor să rămână, să se dezvolte atât profesional și familia lor, acolo să continue activitatea și copilașii să învețe în noile școli care le sunt puse la dispoziție. Imediat o să vedem când o să intrăm în legătură directă cu următorul invitat și ok, este pe fir. Bună seara, este vorba de domnul Daniel Dumitrache. Bună seara, ne auziți? Bună seara, să rămână, vă aud, da. Domnule Daniel, știu că în țară ați ocupat funcția de teolog. Spuneți-ne de cât timp sunteți plecat, unde și ce meserie aveți acolo unde sunteți? În momentul acesta sunt în Londra, în Anglia. Sunt de 3 ani de zile aici și am o proprie afacere cu care mă ocup. Ce v-a determinat să plecați de la noi din țară? Situația mea este puțin mai diferită față de a compatrioților mei care în general au părăsit România. A fost o decizie luată în urma faptului că soția și copiii deja erau de un an în Anglia, au început școala aici și n-am mai putut să rămân singur în România, a trebuit să urmez. Dar ce a determinat și pe ei să se mute acolo înaintea dumneavoastră? A fost o decizie de familie. Practic am dorit ca la un moment dat studiul copiilor să fie undeva la un nivel mai avansat. Și considerați Anglia noua dumneavoastră casă sau aveți în plan să vă reîntoarceți în România?
Niciodată n-am considerat Anglia ca propria casă sau noua casă, cum ați spus dumneavoastră, ci doar ceva vremelnic. Noi deja avem o decizie de familie. Peste 2 ani de zile, când băiatul cel mic va termina liceul, ne vom întoarce cu siguranță acasă. Pentru că îmi doresc foarte mult să-mi reiau din nou meseria la care am renunțat acolo și nu mă obișnuiesc departe de casă și de țara mea proprie. Domnule Dumitrache, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în direct prin telefon și vă dorim foarte, foarte mult succes acolo unde sunteți și vă așteptăm acasă, bineînțeles. Da, mulțumesc tare mult, o zi și o seară bună tuturor. Mulțumim la fel. Așadar, ați văzut două persoane care sunt plecate în Anglia și au avut motive diferite. Primul motivul a fost partea financiară și a ales să nu se mai întoarcă în țară. Cea de-a doua persoană, domnul Daniel Dumitrache, a ales să meargă acolo într-o decizie a familiei, mai ales pentru educația copiilor și iată, s-a gândit că ar trebui să fie o perioadă limitată în care să stea în afara țării și să revină aici, pentru că acasă rămâne totuși România. O să vedem, pentru că mai există încă o intervenție telefonică, să vedem despre cine este vorba, o să urmărim doar în câteva momente. Și până când se face legătura telefonică, aș vrea să revenim aici în platou. Iată că mulți dintre cei care pleacă sunt ghidați de acest miraj al banilor. Pentru că știm multe familii, multe cazuri, s-au făcut reportaje nenumărate la televizor cu copii care au rămas crescuți de părinți, de bunici, de alte rude, pentru că părinții au plecat să lucreze în străinătate. Este acesta un miraj sau este un fapt real? E un fapt real. Să nu uităm că cea mai mare parte din ei au plecat. Spuneam că statisticile arată foarte clar curba de creștere începând cu anul 2007. Vorbim de ani în care au început acele crize, nu? A fost criza economică 2008-2009 și s-a plecat masiv pentru că chiar nu aveau șansa în România. Acum, sigur, situația s-a inversat, dar să ne gândim la următorul aspect. Au trecut 10 ani. Din 2007 până în prezent, 11 ani, ca acești oameni să plecă. Să plece ar trebui cel puțin tot atât, dacă nu mai mult, ca ei să se întoarcă. În condiții favorabile economice în România, în sensul ăsta, pentru că la nivelul ăsta de milioane de oameni care pleacă, este foarte greu să inversezi un trend. Nu e de ajuns să spui veniți sau iată, acum în clipa asta, astăzi avem oferte de muncă pentru voi. Situația din România s-a îmbunătățit în sensul că iată, este deficit de personal, avem 600.000 de posturi neocupate. Nu, asta înseamnă, această statistică pe care ați prezentat-o, înseamnă că dacă mâine ar fi 600.000 de oameni care zice eu vreau să lucrez, ar fi angajați imediat. Ei bine, nu vor să vină. De ce? Pentru că, evident, între timp și-au creat acolo relații, spuneam acest networking, familiile se reîntregesc afară, nu? Mult mai simplu și la un moment dat pentru unii devine a doua casă. Pentru alții nu, dar pentru mulți da. Deci, plecând în acei ani, când situația a fost dificilă, într-adevăr, soluția plecării era poate pentru mulți dintre cei care au plecat singura. Da. Exact. Astăzi, probabil că vom asista în anii care vin la o ușoară decelerare a acestui trend de plecări, având în vedere presiunea pe piața de muncă și faptul că multe companii se duc către tineri deja, îi iau din liceu, îi iau din facultate și le oferă locuri de muncă, încearcă să-i atragă în diverse posturi. Și atunci, sigur, pentru mulți din aceștia, ideea de a pleca nu o să mai fie la fel de rentabilă. Pentru că, iată, am deja un loc de muncă, am 18 ani, am 19 ani, am 20 de ani, am terminat facultatea, am deja un loc de muncă într-o companie bună, etc. Și probabil că vom observa o decelerare. Dar, spuneam, trebuie cel puțin 10 ani, 11 ani ca românii care au plecat să se întoarcă în condițiile de astăzi. Adică aceste condiții de deficit să fie menținute exact atât. Ceea ce nu cred că se va întâmpla. Adică o să fie foarte greu. Vă întrerup pentru că avem în legătură directă prin telefon încă o persoană. Este vorba de Livia Ivașcu și aș vrea să știu dacă ne auzi, Livia. Bună seara! Da, bună seara! Spune-ne, te rog, știu că în momentul în care ai plecat din țară, tu erai studentă. Spune-ne unde te afli, de cât timp ești plecată și ce ocupație ai acolo? Așa este, am plecat în luna septembrie anului 2005 din România, am plecat la Madrid, în Spania, unde deja se afla mama mea și o parte din familie. Motivul plecării. Exact, ne interesează. A fost reîntregire de familie?
Doream foarte mult studii post-universitare. Am plecat de fapt pentru un master cu gândul de a face mai târziu și doctorat posibil, dar am plecat special pentru master. Însă, odată ce am ajuns aici și cât am mai trecut timpul, deși am plecat pentru un an, doi, doar cât ar fi durat masterul, s-au schimbat lucrurile și nu mi-am mai dorit să mă întorc, cel puțin pentru atunci. Au fost destuli factori precum infrastructură, sistem de sănătate, sistemul de educație, diverse oportunități profesionale, mult mai multe decât aveam în România. Și de ce nu? Chiar un factor care cred că nu vă surprinde, nivelul salariilor, au fost, aceștia au fost câțiva factori care m-au determinat să rămân și să-mi continui studiile aici și să încep să lucrez. De fapt, chiar cum domnul menționase adineauri în cadrul emisiunii, am început să lucrez chiar în timpul masterului, oferindu-mi universitatea această oportunitate, ceea ce în România nu s-a întâmplat. Livia, și cum spuneai, răspunzând la treia întrebare, eram studentă, deci abia terminasem facultatea în anul 2005, plecasem tot la studii și am rămas pentru oportunitățile profesionale. În ce domeniu lucrezi? Sunt economist. Am lucrat și la o bancă și la diferite firme în contabilitate, dar de profesie economist și în aceasta lucrez. Te gândești că te vei mai întoarce vreodată în țară sau ceea ce s-a întâmplat acolo, dezvoltarea ta pe plan profesional, te leagă și vei rămâne în Spania? E adevărat că după 13 ani este din ce în ce mai greu, deși vorba înțeleptului, niciodată să nu spui niciodată. Exact. Dacă situația s-ar schimba, poate ne-am întoarce. Am reconsiderat ca și familie posibilitatea de a ne întoarce, dar ar trebui să se schimbe prea multe lucruri ca să ne întoarcem în România. România rămâne în sufletele noastre, avem prieteni dragi, familie, parte din familia acolo și ne gândim cu drag la România, atât ca țară, cât și ca locuri, ca oameni. Dar deocamdată, cel puțin pe termen scurt și nici chiar mediu, nu ne gândim să ne întoarcem. Livia, îți dorim foarte mult succes acolo unde ești și sperăm ca poate, măcar în vizită, să mai vii pe aici, pe acasă. Poate ceva o să reaprindă flacăra în sufletul tău și poate revii printre noi, că iată, în această seară discutăm despre deficitul de forță de muncă. Și oameni valoroși au plecat peste hotare și nu se mai întorc. Să știi că aici, probabil că ușile vor fi deschise pentru tine, mai ales în domeniul în care ai studiat. Da, mulțumesc foarte mult. Vă felicit pentru emisiune, un subiect foarte bine ales. Felicitări. Mulțumim foarte invitația. Mult. Seara bună. Iată un alt caz. Da. A plecat pentru studii și a rămas acolo. E iarăși un caz clasic. Mulți tineri pleacă afară pentru studii și rămân acolo pentru că odată ce au terminat studiile, pe de-o parte s-au integrat în societate, vorbesc foarte bine limba și apoi foarte repede sunt preluați de către companii și pentru care un loc de muncă nu mai ai motive să pleci, nu? Adică, probabil, ăsta e scopul unui tânăr, să-și găsească un loc de muncă, să-și înceapă cariera, apoi să-și înceapă viața de familie și așa mai departe. Sunt unele după alte legate și intersesute. Ori dacă de la nivelul anului ultim de studii sau din masterat, tu ești deja abordat de companii, ești în Anglia și te angajează o companie, de ce să mai pleci? Până la urmă, ai 18 ani, ai 20 de ani, ai 25 de ani, e ocazia perfectă să rămâi acolo. Este unul dintre cazurile clasice de plecare și rămânere în afară, clar. Dragi prieteni, urmăriți emisiunea Sub Lupă. Am avut intervenții telefonice de la 3 persoane care sunt stabilite în afara țării. Am aflat de la fiecare care au fost motivele pentru care au plecat și dacă mai au de gând să se întoarcă. Rămâneți aici pe A7 TV. Urmează niște statistici foarte, foarte interesante.
Haideți să vedem care este numărul total al persoanelor de la noi din țară. Este făcut un calcul, 8,3 milioane de persoane. Și o să vreau să urmărim împreună o statistică la nivel național. O să vedeți harta României și fiecare județ. Practic, procentele le urmăriți acolo, procentul de oameni apți de muncă și care sunt salariați. Uitați-vă puțin cam care sunt procentele în fiecare județ. Dacă puteți urmări, procentul cel mai mic, de 35%, este în Teleorman, iar procentul cel mai mare este în Sibiu. 98% din oamenii apți de muncă sunt și salariați. Asta înseamnă că ei lucrează. Gândiți-vă dacă putem să revedem imaginea. Sunt județe în care destul de multe, cele cu alb, dacă le puteți vedea, nivelul media națională scade sub 55%. Deci sub 55% sunt cele mai deschise la culoare și județele mai închise la culoare sunt cu media peste 55%. Se află într-un număr mai mic. Și bineînțeles că aș vrea să mai urmărim încă o statistică împreună. Iată aici topul județelor în funcție de ponderea salariaților în populația aptă de muncă. Vedem că în București ponderea salariaților este de 86%. Ele sunt în ordine descrescătoare, Ilfop 77% și așa puteți să urmăriți, poate fiecare dintre cei care vă uitați la această emisiune, vă aflați într-unul din județele acestea, puteți să vedeți care este procentajul de persoane aptă de muncă și care este și angajată. Iată, avem cel mai mic procentaj în Teleorman, Vaslui, sunt cam printre ultimele Botoșani, Mehedinți, Giurgiu, sunt procente destul de mici, sub 50%. Este ceva destul de... pe mine cel puțin m-a speriat când am văzut acest lucru, aceste procentaje. De ce se întâmplă asta? Că eu nu cred că oamenii nu sunt pregătiți, adică cel puțin 8-12 clase toată lumea are. Așa este. Pe de-o parte, să știți, această statistică pe care ați arătat-o, care este corectă, reflectă situația economică a celor județe și dacă ne uităm din nou la hartă, o să vedeți că de fapt este harta economică a României. Orașele, județele mari cu economie puternică și cu infrastructură economică puternică au o rată de ocupare mai mare. Ne uităm din nou pe hartă, o să vedeți. Situația ocupării deci depinde și de măsura în care în acele județe și localități găsim companii mari, investiții, greenfield-uri și așa mai departe. Și atunci, sigur, sunt arii în care avem concentrări mari, București, Timișoara, Cluj, Sibiu, Iași și mai lor așa, Brașov, da, Constanța, Port, iarăși sunt rate de ocupare relativ mari sau mai mari decât media națională și în celelalte rate de ocupare mai mici. Și vorbeam de posibile soluții. Un bazin de oameni că avem în România. Sigur, putem aduce din afară, nicio problemă. O să aducem câteva mii de oameni din Pakistan, din Vietnam, de prin alte părți. În mod clar, lucrul ăsta se întâmplă. Pe de altă parte, de ce să aduc oameni de la 5.000 de kilometri, 10.000, 15.000 de kilometri de distanță, când oamenii în România, în Teleorman, în Vaslui, pe care aș putea să-i aduc mult mai ușor, sunt problema la mine în țară, nu? Dar vedeți, fiecare gândește în felul lui și se uită la soluție așa cum crede. Însă spuneam că există soluții la care putem recurge. Una dintre ele este adresarea acestui bazin de oameni pe care nu-i adresează nimeni, de fapt. Nu zic că este ușor încă o dată. Zic doar că, la fel cum putem aduce un om din Vietnam, da, care nici măcar nu știe limba română, poate nici nu vorbește limba engleză corect, sau poate vorbește de la un nivel mediu, și multe alte probleme pe care le are de integrare socială, culturală, plus biletele de avion, plus sunt multe costuri aferente aducerii. Este în continuare mai ieftin. Dar ce facem cu oamenii noștri care sunt în România și nu sunt adresați? Eu cred că poate amplasarea strategică a anumitor investiții în aceste zone defavorizate. Poate un efort de relocare. În sensul că, da, plătesc un fee de relocare pentru acești oameni, dar totuși nu e ca și cum aș duce din Pakistan și din Vietnam. Este aici, la mine, în țară, este trei județe mai la dreapta. S-ar putea să fie costul mult mai mic dacă facem analiză corespunzătoare. Poate unii nu vor să plece. Ok. Nu toți vor dori să plece și vor prefera să rămână acolo, chinuindu-se în zona lor, localitatea lor, mai săraci, dar nu vor pleca. Dar poate alții, având o ofertă corespunzătoare în față, vor pleca. Dar nu au. Și una dintre soluțiile pe care le văd pentru rezolvarea acestor probleme constă tocmai în
Dezvoltarea unui program la nivelul companiilor care au nevoie de resurse mari de oameni și sunt companii care caută în momentul de față sute de oameni și zic că nu le găsesc. Pe de o parte nu știu să-i atragă. Și pe de altă parte, abordarea pe care trebuie să o avem astăzi să fie puțin diferită de abordarea de acum, să zicem, 15-20 de ani, când puneai un anunț și aplica oamenii și luai de acolo. Era suficient. Astăzi recrutarea are foarte mult din caracteristici achiziției de marketing. Trebuie să știi să atragi oamenii, să-i motivezi, să le prezinți oferta în mod atractiv, pentru că dincolo de oamenii care sunt în zonele defavorizate și care sunt neofertați, pentru toți ceilalți sunt 3-4 oferte pe masă. Deci oamenii care au valoare, oamenii care au un CV bine pus la punct, o istorie profesională, studie, etc., au 3-4 oferte pe masă. Garantat. Toată lumea spune că în momentul de față un IT-ist, un contabil bun, un om de HR, de ce nu, oameni din zona de telecomunicații, sunt, unii dintre ei sunt aproape hărțuiți de către headhunter, de către recruiteri, în sensul că sunt sunați zilnic sau săptămânal cu câte ofertă de muncă și ei zic nu ne mai suna. Deci din punctul de vedere avem soluții, trebuie doar să știm să le adresăm. Încă un lucru foarte, foarte scurt, aș vrea să-l citesc, că este o soluție care mi s-a părut foarte interesantă și este la noi în țară. Japonezii de la Fujikura au adus 900 de lucrători din Moldova la fabricile pe care le dețin la Cluj și la Dej, plus 150 de deținuți de la Gherla. Da. Și în Timișoara, la companiile TRW Automotive Rilug și AM, lucrează 40% din cei încarcerați în penitenciarul local, adică 400 de oameni. Nu mai putem continua emisiunea din nefericire, urmează imediat o altă emisiune în direct. Vă mulțumesc că ați fost cu noi în această seară și ne-ați dat toate aceste soluții bune de altfel și să știm să ne vindem mai bine, asta este cheia. Mulțumesc de invitație. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă printre cei care ne urmăriți sunteți plecați în alte țări, scrieți-ne, spuneți-ne unde sunteți, de cât timp sunteți acolo și ce ocupație aveți și dacă aveți de gând să vă mai întoarceți la noi în țară. Urmează Cornel Dărbășan cu știrea cea bună. Rămâneți aici pe A7 TV.